Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. M-ai luat de la Beat Me un duspol, nenea Cătălin, e tartorul. El e... Mamă, ce nervos sunt, băi, ești nebunat, fratele că... meu. Vezi, dracu, e 7 lei benzină. V-am zis, nenea Cătălin e tartorul cu astea. Nu recunoaștem nimic. Dacă îi bagă bateriile acum să-i facem un, numai un că, test, vă las link-ul care... Numai că avem o mică problemuță, dar trebuie să ne uităm în... Am marculețe și pe bușonel și pe... Păi și vezi cum merge. Păi și punem plusul, minusul la ghici, așa. Dar de ce am impresia că nu astea-s bateriile? De ce? Crezi că n-are reverse protection? Ce dracu, așa scumpeți diodele? Nu știu. Asta cred că e on-off, da. Uite-l că merge. S-a limerit. S-a liberit. Da, bine, am văzut și la case mai mari. Teoretic ar trebui să avem 3 nivele de... Stai că nu se vede. Dacă n-ajungi la priză, ți-aduc priză. Da. 3 nivele de priză. Acum este pe low. Asta e low. Roșu ar trebui să fie high. Ia vezi în partea aia. Da. Da, te vezi că... Ia stai. Sus aici mi arată roșu două liniuțe, galben mediu, 4 și deci și înseamnă verde, că e invers. Și verde ar trebui să fie high. Uite, acum e high. Low, high. Da, nu, singurul lucru, ți-am zis, nu-mi place chestia asta că nu e, e pentru SUA. Da. Ca pentru Europa trebuie să arate așa. L-am suspectat că ar fi copiat unit-ul, care are și senzor de ecu magnetic incorporat, dar se pare că nu, doar sunt 3 nivele de sensibilitate. Zi mai tare, că s-a auzit și ușa aia. O jucărie super, super interesantă și utilă. La un preț mai mult decât atractiv. Părerea mea e că merită. Achiziționat. Lăudatul pan control al lui Ștefan. Ăla, păi ăla are cum să-mi-l scoți din cap. Nici cu floche. E ok, numai că eu spun și repet, 100% încredere maximă acestor testere non-contact de tensiune, nu le dau. Dar nici nu sunt, nici asta, nici lampa de control. Am pățit de foarte multe ori probleme cu aceste tipuri de device-uri ca să am încredere maximă în ele. Dar sunt o informare utilă totuși. Astea sunt pentru testare... pe moment, atunci oricum pui aparatul. Da, pui pe o sea, pui în zona asta, nu? Se vede, nu se vede. Da, pui să... Da, să pui să testezi unde nu poți avea contact direct. Da, e o informație, dar unde ai, nu te joci cu asta, pui duspolul pe el și măsori clar prezența tensiunii. Până și duspolul se testează înainte. Până dar jucărie de aia n-ave. Până și duspolul, da. Acum chiar să le avem pe toate, chiar că suntem copii de, și nu mai suntem nici unul, nici altul. Deci unde la vârsta copilăriei, dar ne comportăm ca atare, nu vedem o jucărie să nu o luăm și noi. Ne aruncă nevestele în stradă. Deja numai când văd că sau aud că vrem să consultăm vreun catalog, se întunecă la față instantaneu. Păi nevastă mea că mă vede că sunt pe un sai cu roșu, speră să fie pe... Speră să fiu pe Red Tube, nu pe Milwaukee. Ești mai ieftin. Da, chiar gratis. Da, chiar gratis. Da, cam atâta la filmulețul ăsta. Jucărie e bună, de reținut, se testează cu duspolul, cu multimetru de preferat. Pe low impedance. Ca să fim siguri, ăsta poate să aibă bateria slabă și multe dau erori și nu neapărat ăsta, oricare, că e fluche, că e aia, o ia... Toate dau. Și cu fluc am pățit nenumărate episoade. Da? Sau îți dă fals pozitiv sau...
Bine, fals pozitiv e bine, că nu te curentezi. Invers e mai nasol. Da, și asta e adevărat. Cam atâta la filmulețul ăsta, că ne-am lungit cam mult. Ne vedem la filmulețul următor.